Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. După ultimele rezultate slabe din campionat, antrenorul lui Nefki Baku a fost aspru criticat de presa azeră. Regecamp este considerat principalul vinovat pentru rezultatele slabe ale echipei din ultima perioadă. Medalia de bronz este la Nefki, iar asta știu și ei. Nu joacă nimic, iar eu îl văd vinovat pe Laurențiu Regecamp. Dacă nu pe el, atunci pe cine? În perioada în care Samir Abbasov, NR, fostul tehnician al echipei, era antrenor, echipa era mai slabă, dar măcar era interesant de privit. A scris o publicație azeră, Regecamp, care a criticat arbitrul după meciul rușinos cu Gabala. Ar trebui să fie dus la un doctor și să îi se ia temperatura după aceste declarații. Poate ar trebui să îi se facă și un remene la cap, mi se pare important să meargă și la un psiholog. Poate psihologul va vorbi cu el și va afla de ce i-a asuprit atât de mult pe jucători, care sunt foarte enervați din cauza lui. Există o mare nemulțumire a jucătorilor din cauza antrenorului. Ziua în care Rege va demisiona sau va fi dat afară va fi cea mai fericită din lume. Sperăm ca noua conducere a clubului nu îi va face pe fani și pe jucători să aștepte prea mult, a mai scris iarul. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.